Băile Herculane, o stațiune parcă blestemată după Revoluția din 1989. Se știe că orașul a intrat într-un declin fără precedent. Centrul, monumentele și clădirile istorice au fost lăsate în paragină. Au apărut doar câteva unități noi de cazare, în special vile și mici pensiuni. Proprietarii de terenuri cu simț pentru profit au intuit că doar așa se mișcă lucrurile. Deci s-au descurcat fiecare cum a știut mai bine, unii chiar de două ori, cum este cazul stadionului din stațiune. Înstrăinează, concesionează pământurile în Herculane, noi n-avem un parc pentru copiii noștri, parc de joacă sau ceva, singurul parc și singurul teren care a rămas este acesta și acum mai nou este înstrăinat. Întrucât terenul este intabulat, primarul din care a fost în mandatul 2004-2008, este vorba de domnul Oprescu, nu l-a interesat nici să intabuleze, dar mai mult el a căutat să fie pe mână cu adversarii, așa se spune. Stadionul fusese o investiție realizată în anii 79-80-81, și care din acea perioadă și până la data la care ne referim, nu fusese intabulat. Cine ar fi trebuit să se ocupe de intabularea acestui teren? E sigur că conducerea orașului, respectiv primarii care au fost de-a lungul timpului. Și dumneavoastră, deci? Da, și sigur că da. Aceasta este povestea. De aici însă lucrurile încep să se complice, iar firul Epic scoate la iveală suspiciuni cu iz ilegal care conduc către foști angajați ai primăriei și către sume de bani amețitoare. Terenurile au fost vândute poate din obligații luate de primărie și pe urmă preovândute la prețuri care numai care le-au cumpărat, știu. Da, dar este ilegal. Păi eu știu că este ilegal. Eu știu. Deci eu nu. Toată lumea a vândut și normal că m-am dus și eu. Dar cei implicați în poveste par să aibă răspunsul gata pregătit. Eu la peste de 15 ani. E prescris orice faptă, măi. Povestea întreagă a vânzării stadionului din stațiune poate fi urmărită luni seara de la ora 21:55, imediat după Față în Față, la emisiunea RTS în acțiune.